Băi, băieți, noi acum am început. Stai un pic. Noi acum am început să venim la medic, trebuie să ne schimbăm fața, să facem operație estetică. La, da, să ne schimbăm fața, mai bine zis. Deci, da. Haide că o să începem cu acest medic. Să vedem ce facem. Bun. Domnul medic. Da, domnule. Am venit la dumneavoastră cu o problemă, domnule. Ce probleme, domnule? Știți, sunt cam urmărit de cineva, de o mafie, să spun așa, și aș Domnule, dori domnule, să... domnule, stați puțin, stați puțin. Veniți încoace că A, să nu vorbim de față cu toată lumea, sau? Să nu ne audă s-ar putea cineva. să se audă, da. Da, puteți să-mi spuneți cum vă cheamă, să Desigur. știu. Domnul Cum? Alex. Alex. Păi, Alex. Alex. Bine, Ah, pacient, ok. Alex. Da. Uite care e Haideți, problemă, ce s-a... sunt cam urmărit de o mafie, să spun așa, de capul mafiei, că i-am furat niște bani din safe, știi? Și ceva ce nu mai trebuia. Și acum aș dori să fac o operație, ca să nu mai... ca să... Nu, continuați, nu. ca să nu mai... Să nu mă recunoască, să spun așa, știți? Sunt cam A, greu găsesc deci cuvintele. să înțeleg că vreți o operație de schimbare Da. facială. Desigur. Înțeleg. Păi, domnule, se Cam... poate, vă rog să veniți după mine. Bine, cam cât m-ar costa așa să... Domnule, 3.000 pentru dumneavoastră. Bine, dar vedeți că Haideți, nu... veniți. Să nu ne auzi, să nu se audă, știi? În altă parte. Sper că mă Nu, asigur de domnule, chestia asta. nu se aude nicăieri. Bine. Vă asigur, nu se știe nimic de dumneavoastră. V-aș ruga să vă urcați sus pe masă, acolo, și să Desigur. așteptați până voi veni eu. Băi, hai că ne facem preschimbare de față, deci să nu mai recunosc mafioțe, nu? Ne-am pus deja, ne-am pregătit. Hai, băieți, să-l apăsăm butonul ăla de like, subscribe. Sper că îmi va da o față mai frumoasă decât o am acum. Deci uite-te la fața mea și nu numai, adică, da. Să nu ne mai recunoască nici mafioții aia care ne urmăresc, știi? Cam asta ar fi... Mi-am adus echipamentele. Bine, domnule, eu m-am făcut comod aici. Un pic zici că parcă am cam rămas așa mai ciudat, da, Nu e nicio problemă, pot opera în orice. na. Bine, am uitat să vă întreb cât timp ar dura operația asta. Domnule, dumneavoastră o să fiți anesteziat, o să treacă foarte repede timpul pentru dumneavoastră. Ok. Dacă vă doare ceva în timpul operației și nu reușește operația, na, ultima a murit, dar na. Am înțeles. Adică, gen, nu, v-am să spun că îmi spuneți și eu o să vă fac o anestezie. Nu e nicio problemă. Da. Păi mai întâi, domnule, o să vă conectez la niște aparate. O să vă doară un pic. Bă, auleu, ce mă scutură! Da, trebuie Bă, să dar... vedem pulsul. Nu, mă, dar e rece masa asta, mă. E rece masa? Mai Stați două încălzește, secunde, mai că pune... am încălzire la pun un lemn acum. Pune acolo. Dar vezi să nu ar și eu împreună cu ea, adică... Nu, gata, domnule. Am încălzească. Vezi că viața mea e în mâna ta, adică... Sigur. Vezi că te Au mai plătesc, fost adică... alte vieți și pierdut toate. Da, am înțeles. Pentru oameni facem orice, să fie Bine. sănătoși. Deci o să fac o anestezie acum. Vreți manuală sau cu injecție? Manual cu ăsta. Manualul faci tu, boss, adică. Manualul cu manuală sau nu știu cum. Alu.
Ia pace. Fă repede, fă repede. Domnule, sunt în operație. Vă rog frumos să plecați, domnule, aici. Unde sunteți? Nu vă văd. Ok, scuze. Bun, o să o fac cu injecția, presupun. Aule. Aolea. Domnule, vă rog frumos să părăsiți incinta acestei încăperi. Este o operație. Domnule. Alo. Acum. Bun, v-am făcut anestezia. Bun, ați adormit. Deci asta că ce vrea? Și-a rupt piciorul. Ai, cam uitat. Hai să vă. Păi asta cred că cel mai Au. amuzant medic pe care l-am putut O găsi. viață facială în schimb față. Desigur. Doamna. Aoleu! Vă las privilegiile asta, băieți, Sigur, sau... când ce tu să mă ești urmărit? Din aia nu. Ma... Nu i-am dat la nas, nu are nas. Hai de viața mea. Domnule, nu vă supărați, aveți un nas din întâmplarea la dumneavoastră? Poftim? Un nas, dacă aveți, să-l pun la domnul, că i l-am cam stricat din greșeală. Nu am acum la Domnule, mine. dați-mi nasul dumneavoastră, vă rog. Poftim, nici cum am nevoie de el. Dați-mi nasul. Iau nasul. Hai că am înțeles, eu l-am nasul la celălalt. Ah. Băi, îs curios cum vă arăta după aia, deci. Domnule, dar de ce nu mai aveți nas, domnule? Poftim. Ce s-a întâmplat? Domnule, de ce nu mai aveți nas? Da, ce s-a întâmplat? Domnule, unde e nasul dumneavoastră? Nu știu, domnule, eu sunt într-o operație. Vă rog să părăsiți. Dar veniți tu, pe domnule. Așa, De mine. am făcut. Nu știu, domnule, unde vă este nasul. Domnule, aveți ceva în spate. Pe dumneavoastră. Uitați-vă acolo în spate. Poate e nasul dumneavoastră pe jos. Hai să pun repede nasul ăsta aici. Mam, băi, asta... Mamă, ce mare nasul ăsta! Oh, mamă! Mamă, zici că-s Pinocchio, dar cum ai? Na. Nu, ce face? Eu cred că face operație și pe unde nu trebuie, adică... Oi. Domnul. Bă, m-aș cam lua să fug, adică... nu știu ce zic. Să mă pun o leacă lângă el. Am înțeles. Cred că omul mare... ceea ce nu trebuie, adică, na... Băi, deci dacă... Băi, deci... Ce trebuie să mai schimbăm? La obraj aici. Obraj mai încolo, boss. Am înțeles. Haide ce pute. Trebuie să dau drumul la geam. E pe te recomand, stai, 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 te recomand. E acolo nu mai. Trebuie să dau drumul la geam. No, păi dă-i, frate, de la etajul Obraj, 5 eu văd dă-i. că. Unde e cuțitul acela? Că nu mai am cuțit. Nu mai am de tu. Asta e o perună. Am învățat. Zic că am învățat. E clar. Am venit Băi, și eu stai că la... pulsul. E bun pulsul, n-are nimic. Am venit și Cam eu la cel pierde mai bun sânge. medic. Dar nu-i problemă. E mare, câți ani are? Are 20 și... Nu știu. Ia ridică un dege dacă ai peste 20 de ani. Nu cred că m-am. E mortul. Dar văd că clipește, n-are nimic. Haoleu. Bun. Mi-am reparat și obrajii. Pai că mare obraz ce mi-a făcut asta. Păi cred că cam atât ochii, ia să-i schimbe culoarea la ochi, îi fac ochii Roșii, boss, din aia roșii. din Naruto, că am văzut la Am înțeles, cred că mă scoate din merge Naruto pe stradă, direct de ce nu, aici. că e Son Goku după. Se scot
Ochiul ăsta. Lea. Ah, mamă, deja m-am imaginat. Băi, nu-i bine. Mamă. Medicul samurai. Bun, ce pare că operația a avut succes, sper. Să-l trezim acum. Să-i dăm... Haide, 3, 2, 1... Asta, electrocutare! Domnule, ce faceți, domnule? Ce faceți? Bine. Dați-vă jos, domnule. Veniți aici. Prinde-mă. Domnule, prinde-mă, stai, domnule! Sus. Domnule, dar nu v-am spus să vă dați jos. V-am spus, dar nu trebuie să mă ascultați mereu. Hai, ridicați-vă sus. Stai un pic. Deci, băi, băieți, dacă ați vedea cum arăt acum, mamă, nu-ți vine să crezi. Nu vă vine să credeți cum arăt eu acum. Acum m-am leșinat. Poate din cauza asta. Bun, ce voiam? Apă. N-avem apă. Nu merge robinetul. Nu merge că n-are picioare, adică... Ia, stai că am învățat ceva. M-am uitat pe YouTube și se pișa oia într-un pahar și după fierbeau, dar noi nu avem aici aragaz. What the fuck? Ce să-i dau? Uite aici. Asta-mi dă foc, mă. Asta-mi dă foc. Asta scrie pericol de moarte, dar... Am înțeles. Domnule, lua și vezi. Lua-ți de aici. Gura mare. Haideți, gura mare. Aolo. Cred că știu când trebuie să-l ridic. Am să vă mai fac niște 3, 2, 1, electrocutează. Nu știu ce să spun, domnule, că nu am învățat. What the f... Gata, ce domnule, stai mai bine acum. Vom schimba. Vă doare ceva, domnule? Păi nu știu ce s-a întâmplat aici, dar... Ai oglindă? Desigur, veniți încoace. De pula mea, e oglindă, nu oglindă aici. Da, domnule, oglindă. Nu te aștept cu capul de-aia. Oglindă. Oglindă. Bă, puteți să vă uitați în asta, bă, nu că vă vedeți. Mă sperie. What the fuck? Bă, cum arăt? Aoleu. Domnule, atât am putut face. Dar totuși, cu ce ai dat freza asta, că e faină? Adică... Și cu scumpat. Aveți 10 puncte. Ce? Ce fa, bă? M-a supărat geamul, trebuie schimbat oricum. Am înțeles, păi și așa e murdar, adică... Mamă, cum arăt, bă... Puuu, băieți, cum arăt? Domnule, haideți că trebuie frumos, faceți ravagii între femei. Și domnule, ați spus să nu vă mai recunoască domnul acela, care nu știu cine e oricum. Deci nu cred că vă mai recunoaște de-acum. Atunci, trebuie să-ți plătesc, nu? Domnul medic? Auziți? Da, domnul. Da. Trebuie să vă plătesc? Sigur. Haideți aici sau unde vă pot da banii? Domnule, veniți încoace, nu avem voie aici, în fața... Mă duc să-mi schimb și hainele ca să nu... Aici, de aici, domnule. Stai să închidă ușa. Lasă că-i pun aici pe masă. Sigur. Bun, 3000 ai pe masă. Desigur. Sper că nu vei divulga acest secret. Nu voi divulga, domnule. Dar ce secret, domnule, mi-a spus ceva? Păi, înainte să mă operezi, am zis. Vezi că nu... Păi, domnule, nu mi-aduc aminte. Dacă înțelegeți. Domnule, ce căutați aici? Cred că l-a luat Dumnezeu, adică... Bine, domnule, atunci vă mulțumesc. Nu aveți nicio ce, vă urez, dar văd că sunteți răcit.
Și eu, domnule, sunt răcit. Datul răceală în oraș, nu știu ce să-i fac. E de la frigul ăsta, n-avem da, ce da, face. Da, da. E cu încălzire globale, cu alea, de a luat foc Amazonul da, sau da. Ce, Australia. Da, da, da. N-avem așa, domnule, și vă rog să o luați de acum, stați. Luați deci pastilele acestea, luați câte una la 12 ore, timp de o lună. Mm-hmm. Sunt gratis, acestea nu costă nimic. Da, da, da. Bine, și cam ce pastile sunt astea? Domnule, ați fost vreodată la școală? Da. Și când vă era rău, nu vă dădea, sau vă dorea piciorul, mă zicea, nu vă dădea doamna Nurofen? Avocalmin. Avocalmin, ce vă dădea? Mie dădea Nurofen la școală. Face de toate, e și avocalmin, și aspirină, ce vrei. Ajută pentru orice. Dacă ești în depresie, pastila aia nu mai ești în depresie. Da, da, da. Bine, atunci, mersi frumos. Nu aveți pentru ce, domnule. Bun, atunci te-am lăsat. Mersi încă o dată, să-ți dăm mâna. Sper că dacă o să vină cineva să nu-i spui cine vă strice. N-ai văzut, n-ai sigur. Bun. O seară faină să ai. Mulțumesc. Și spor la muncă. Mersi. Pa, pa. Băi, băieți, ne-am schimbat fața, deci... da, de acum cred că va trebui să ne schimbăm și hainele, nu? Nu-i bai. Băi, dacă ți-a plăcut acest roleplay, te invit călduros să apeși pe butonul de like, subscribe pentru a fi la curent de fiecare dată când postăm. Și ce postăm, desigur, poate să vină o nouă serie pe acest canal cu jocuri noi. Noi acum, momentan, suntem pe OneTap România. Te aștept și pe tine, serverul ai în descriere, IP-ul lui îl ai în stânga sus, mă scuzați, Discord-ul lor, adică, deci, vă aștept la un roleplay cât mai bun. Noi acum o să încercăm să nu ne recunoască acei băieți cu ce n-am avut probleme, să spun așa. Bă, eu v-am lăsat și vă urez o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!